Vă spun și eu bună seara și mulțumesc pentru invitație. Sunt președintele Comunității Baptiste București. Vă salut în numele Comunității Baptiste și decan la Institutul Teologic Baptist din București. În seara aceasta aș vrea să pun în relații câteva aspecte care sunt aduse în contextul nostru a simpozionului acestuia. Armătură, soldat și cuvânt. De când am primit invitația de a veni la acest simpozion, nu m-am putut desprinde de o experiență personală. În primul război mondial, străbunicul meu a fost rănit. Rănit nu în urma războiului, ci în urma unui accident la bucătărie. A fost pus în spital, fiind ars, dar sură grad ridicat. Și în timp ce era în spital, într-o vreme de război, a descoperit, aruncat acolo, o parte din Sfânta Scriptură. Și așa n-avea ce face, stătea în spital, în vremuri dificile, a luat și a început să citească. Dar în același timp a spus, Doamne, dacă mă scap de aici, vreau ca acest cuvânt să-l urmez. Scriptura aduce transformare personală. Biblia nu este doar o carte care ne îmbogățește intelectual. Biblia ne schimbă. Și dacă suntem aici cu o perspectivă, cu altfel de perspectivă, este pentru că acest cuvânt ne-a reformat viața. Și cât de adevărate sunt cuvintele Mântuitorului, care atunci când se ruga pentru ucenicii săi, îi spunea tatălui, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Dar fă, te rog, ceva. Într-o lume ostilă și dificil de trăit, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Nu putem decât să-i mulțumim Tatălui nostru din ceruri pentru ceea ce a făcut această carte în viața noastră. Pentru că drumul de la rătăcire la restaurare este luminat de cuvânt. Pentru că El ne deslipește de ceea ce este rău, ne deslipește de valorile acestei lumi și ne desăvârșește pentru a merge cu un alt fel de chip înaintea celui care ne-a făcut, al lui Dumnezeu. De aceea, îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru ce face această carte în viața noastră. Am cunoscut o doamnă cu care lucrez într-un alt context decât cel, să zic, bisericesc, eclesial, și la o discuție îmi spune, domnul pastor, am o Biblie aici. Și am început să o citesc. Era Biblia de studiu inductiv. Și am fost foarte surprins. Însă atunci când am început să lucrăm pe anumite proiecte de e-learning, mi-a spus domnul profesor, știți, eu am crescut într-o familie de luteran, dar nu știu de ce, nu mă găsesc în biserică deloc. Sunt de apartenență în biserică ortodoxă, dar nu mă regăsesc în biserică. Și am fost foarte surprins când doamna mi-a spus, știți, am început să citesc Biblia. Și curios, am întrebat-o, stimată doamne profesor, care e motivul? Și a zis, domnule,
Nu pot să vin să discut cu dumneavoastră fără să știu ceva din Biblie. Și zice, de când am început să citesc Biblia, am simțit că Dumnezeu îmi arată o altă realitate. De aceea, bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți să descoperim acest drum, călăuzit de o singură lumină, care cu siguranță ne va așeza la un adăpost sigur. Pentru că ne conduce în locul în care suntem scutiți de pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că suntem pe calea lui Dumnezeu. Și așa să ne ajute Dumnezeu.